Crescu scrie așa, cu două zile înainte de a muri. Să ningă peste noi cum ei, doar astăzi, să ningă liniștea din noi, noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. O, dulce, mult prea dulce, tu, fecioară, ce l-ai făcut pe Iisus chiar din flori, ce spui că ninge miei peste noi, ce spui că ninge miei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem amândoi. I-am spus pe internet cuiva versurile astea și mi-a spus, păi cum să ningă, domnule, cum ei peste noi? Da. Voi sunteți un popor înțelept și știți că Nichita vorbea despre Domnul Iisus, mielul de jertfă. Probabil că exagerez, dar mie îmi convine. Suntem adunați toți aici și cu Mihai Viteazul și cu neamul nostru și cu eroii noștri și cu sfinții văzuți și nevăzuți și mie îmi convine. El e aici și nu suntem numai singuri. Știți ce spune Sfânta Scriptură despre dragostea lui Dumnezeu? Vă spun un lucru extraordinar. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Ne strânge. Și m-am gândit că noi ne-am adunat aici și m-am gândit, domnule, cum ne-am adunat? Ne-am adunat legat sau dezlegat? Ne-am dezlegat sau ne-am legat? Cum ne-am adunat aici? Suntem un neam adunat aici. Un neam, fraților, mă înțelegeți? Un neam românesc, un popor creștin cu mulți sfinți, cu o credință mai mare sau mai mică, dar și ucenicilor li s-a spus puțin credincioșilor din când în când, așa că nu vă fie frică. Dumnezeu în dragostea Lui ne-a promis veșnicia. Știți ce este veșnicia? Mircea Vulcănescu spunea așa, veșnicia este când e totdeauna. Adică cum când e totdeauna, zicea Mircea Vulcănescu? Păi când totul e de-a-una, fraților. Când totul e de-a-una. Și Hristos este jertfa, mielul de jertfă care a fost dată odată pentru exact acest totdeauna. Slavă Domnului Iisus!